Vă spunem bun găsit din nou, dragi telespectatori, la o emisiune Vox Fidei, Vocea Credinței, și ca și în dățile trecute, vă invităm să urmărim împreună viața unui personaj care a ascultat de Dumnezeu și l-a crezut pe Dumnezeu, și lucrul acesta a făcut o diferență. Aș vrea să vă reamintesc că pentru noi, pentru viața noastră de credință, este foarte important să avem modele. Și ce facem prin emisiunea aceasta este că încercăm să ieșim din contextul Sfintei Scripturi, în sensul că vrem să vedem oameni care au crezut Scripturile, au ascultat glasul lui Dumnezeu care le-a vorbit prin Scripturi, și aceasta i-a făcut și pe ei să fie modele, să fie eroi ai credinței. Un astfel de erou al credinței poți deveni și tu dacă îl asculți pe Dumnezeu și dacă îl crezi din toată inima ta. Aș vrea să vă citesc pentru început câteva rânduri despre acest erou pe care o să îl prezentăm în această zi. Numele lui este George Mueller. El este cunoscut pentru convingerea lui că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. El a avut o credință deosebită și a fost și este cunoscut până în zilele noastre ca și un om al credinței. Aș continua prezentarea lui cu o întâmplare. Odată, în timp ce traversa Oceanul Atlantic, trebuia să ajungă la un punct de misiune unde îl așteptau foarte mulți oameni, însă din pricina condițiilor meteorologice, a ceții, practic, nu puteau să ajungă la timp la locul unde erau așteptați. A avut o scurtă discuție cu capitanul și l-a întrebat dacă sunt șanse ca să ajungă la timp la destinație, la care capitanul i-a răspuns: în condițiile actuale, din pricina ceții, nu avem șanse decât foarte, foarte reduse să ajungem în timp acolo. George Mueller s-a uitat la capitan și a zis: haideți să mergem și să ne rugăm, să cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru asta. În cabina capitanului au îngenunchiat și George Mueller a făcut o rugăciune plină de credință, plină de putere, în care a cerut ajutorul lui Dumnezeu. După ce și-a încheiat rugăciunea, capitanul ar fi dorit să înceapă și el să spună câteva cuvinte în rugăciune, numai că a simțit mâna puternică a lui George Mueller pe umărul lui, care i-a spus: nu este cazul să te rogi. În primul rând, nu ai credință că Dumnezeu o să schimbe lucrurile, iar în al doilea rând, cred că Dumnezeu a răspuns deja rugăciunii noastre. Au ieșit afară din cabină și, spre surprinderea capitanului, ceața dispăruse. George Mueller nu menționează nicăieri episodul acesta, însă capitanul Dutton, care a fost cu el, a povestit de zeci de ori episodul acesta din viața lor. Așa că îl avem în față astăzi pe George Mueller, un om al credinței. Aș vrea să vă oferim câteva date despre el. Se naște la 27 septembrie 1805 și moare în 10 martie 1898, la vârsta de 92 de ani. Așa cum spuneam, este cunoscut printre creștini ca și un om al credinței, dar în mod special el a fost cunoscut pentru că a fost directorul orfelinatului Ashley Down din Bristol, Anglia, unde a avut în grijă în timpul vieții lui peste 10.000 de copii. Copii orfani pe care i-a școlarizat, i-a educat și i-a pregătit pentru viața de adult. Nu știu, v-ați întrebat vreodată cum ar fi să vă ceară cineva să aveți grijă de 5 copii, de 10 copii, de 100 de copii, de 250 de copii, să le puneți în fiecare zi mâncare, îmbrăcăminte, să le puneți la dispoziție căldură, resursele necesare? George Mueller a făcut asta și, ce este interesant despre el, a făcut-o fără să ceară ajutorul vreunui om. El este cunoscut că a avut acest principiu. De fiecare dată, cu nevoile lui, nu s-a dus decât înaintea lui Dumnezeu. El a spus: dacă îi fac cunoscut lui Dumnezeu, îi fac cunoscute nevoile pe care le avem, Dumnezeul nostru este în stare să răspundă. Încă câteva aspecte. George Mueller s-a convertit la vârsta de 21 de ani.
A fost căsătorit, a avut o primă soție, Mary Groves, cu care a fost căsătorit mai mulți ani, apoi aceasta a decedat și s-a recăsătorit cu Susan Grace. A avut mai mulți copii, însă aș vrea să ne uităm la convertirea lui, pentru că aici este un element foarte important, felul în care acest George Mueller s-a convertit. Foarte mulți dintre noi și eu, până n-am citit câteva cărți despre viața lui, am crezut că a fost dintotdeauna un mare credincios, un om moral, un om evlavios, George Mueller, omul rugăciunii. Însă am fost surprins să aflu că George Mueller a trăit o viață, în termenii noștri, ușuratică. A fost un om care cucerea femei, care consuma alcool și își petrecea majoritatea timpului la jocurile de noroc. Acesta a fost George Mueller, care părinții lui au investit în el, au încercat să-l ajute în tot ce avea de făcut în educația lui, dar se pare că el risipea banii părinților săi. Tatăl său a fost un om religios, un om credincios, care l-a trimis la o școală creștină, la un institut creștin, la University of Hull, o universitate înființată de Martin Luther, cu speranța că o să se formeze din el un om al lui Dumnezeu. Însă a fost dezamăgit de tinerețea lui, de căderile și alunecările lui, inclusiv după ce intră la școala aceasta, George Mueller ajunge să-și ducă mai departe viața lui destrăbălată. În această școală ajunge să se întâlnească cu un coleg și colegul lui, un om credincios, l-a invitat într-o seară la un grup de rugăciune și a zis: uite, aș vrea să te invit, eu mă duc în timpul săptămânii la un grup de părtășie și rugăciune. Grupul acesta era condus de John Wagner și l-a invitat acolo pe George Mueller, convins fiind acest coleg al său că George Mueller nu o să se simtă bine, nu o să-i placă în contextul respectiv. Dar spre surprinderea lui, George Mueller în seara aceea a fost atins de Duhul lui Dumnezeu. Studiul de acolo, rugăciunea care s-a făcut, i-au schimbat viața pentru totdeauna. Practic acolo reperează George Mueller ca fiind punctul de turnură pentru viața lui. Aceasta, spuneam, a fost punctul de turnură pentru George Mueller și aici a ajuns să se simtă pentru prima dată eliberat și curățit de păcatele sale, să se simtă un om iertat. De aici viața lui Mueller se schimbă total. Se înscrie la societatea de misiune și vrea să facă misiune. Printre altele, a fost propus chiar să fie trimis la noi în țară, la București, însă la un moment dat se îmbolnăvește și, fiind bolnav, ajunge să fie trimis într-o altă zonă și acolo, la Time Out, îl întâlnește pe unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, care urmează să-l însoțească în lucrarea lui, pe Henry Craig. Acesta era un pastor acolo și începe să slujească împreună cu el, însă împreună cu Craig, George Mueller hotărăște să se pună în totalitate la dispoziția lui Dumnezeu și încep să predice o evanghelie de ascultare totală de Dumnezeu, de umblare prin credință înaintea lui Dumnezeu. În 1832, pe 25 mai, s-a mutat din nou în Bristol, Anglia, și apoi începe o nouă lucrare acolo. În perioada respectivă era încă sclavia și William Wilberforce luptă pentru eliberarea sclavilor, însă el ajunge să înființeze aici, împreună la Bristol, împreună cu prietenul său, o societate de cunoaștere a Scripturii și au câteva patru scopuri esențiale: distribuția de Scripturi, susținerea lucrării de misiune pentru toată lumea, organizarea școlilor duminicale și a școlilor zilnice pentru copii și adulți și facilitarea participării celor săraci la aceste cursuri. Cu alte cuvinte, sunt patru scopuri la care George Mueller începe să lucreze împreună cu prietenul lui: să se distribuie scripturile, să fie susținută lucrarea de misiune, școli duminicale și lucrează, aici este primul moment în care el interacționează și se gândește la cei săraci să aibă acces la cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte interesantă remarca pe care o face Ioan Botezătorul, dacă vă aduceți aminte, când
o face Domnul Iisus Hristos către Ioan Botezătorul atunci când se legitimează în fața lui, spunându-i lui Ioan Botezătorul că săracilor li se predică Evanghelia. Este un element foarte important. Nu știu ce faceți dumneavoastră, cu ce vă ocupați acolo unde sunteți, dar dacă în jurul dumneavoastră sunt oameni săraci, cu siguranță puteți găsi săraci oriunde. Nu uitați că aceasta este o dimensiune a adevăratei evanghelii, a adevăratei evanghelizări, să facilităm celor în lipsă, celor în nevoie, Evanghelia lui Hristos. Primul contact cu copiii străzii îl marchează foarte profund. În perioada respectivă în Anglia era lumea destul de săracă. Copiii orfani erau acceptați să fie în orfelinate. În toată Anglia, în perioada respectivă, erau în jur de 12 orfelinate, dar nu erau acceptați decât copiii din clasa de mijloc. Copiii săracilor erau trimiși către rudeniile lor, dacă aveau rudenii, sau erau lăsați efectiv să moară de foame. Frigul și condițiile mizere din perioada respectivă făceau mii de victime printre copiii săraci de atunci. De aici, și aș vrea să observăm un lucru, Müller ajunge să se ducă înaintea lui Dumnezeu și să strige după ajutor, dar vreau să rețineți un lucru. George Müller începe lucrarea cu copiii și începe această lucrare cu orfelinatele cu un scop diferit de cel pe care noi l-am aștepta. Mulți dintre noi ne gândim că ar trebui început o lucrare cu săracii din cauza nevoilor pe care cei săraci le au. Müller și mintea lui, gândirea lui, n-a fost guvernată de această idee. George Müller își dorea să-i ajute pe cei săraci ca prin ajutorul lui, prin înființarea acestor orfelinate, să fie glorificat numele lui Dumnezeu. Scopul principal în lucrarea lui a fost să fie glorificat numele lui Dumnezeu. Indiferent la ce lucrare vă cheamă Dumnezeu pe dumneavoastră, cred că acesta este scopul fundamental pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Ca prin ceea ce faci tu, prin rugăciunea ta, prin ajutorul tău, prin mărturia ta, să fie glorificat numele lui Dumnezeu. În jurnalul lui George Müller scria următoarele lucruri. M-am uitat și aveam în jur de 50 de lire și îi cerusem lui Dumnezeu să-mi dea 40 și Dumnezeu mi-a dat 50 de lire. Și am spus următoarele lucruri, citez din jurnalul lui. Dacă eu, un om sărac, pot să ridic și să conduc un orfelinat fără să cer cuiva resurse sau bani, ci doar prin rugăciune și credință, asta ar fi un lucru care, cu binecuvântarea Domnului, ar întări credința în Dumnezeu a copiilor lui și ar fi o mărturie puternică a existenței, a realității lui Dumnezeu pentru cei neconvertiți. Dacă eu, un om cu nevoi, care nu am decât o 40 sau 50 de lire sterline, o să reușesc cu resursele acestea pe care Dumnezeu mi le-a dat să pornesc un orfelinat, mă gândesc că prin evenimentul acesta credința multora ar fi întărită. Și asta s-a și întâmplat. George Müller a avut niște principii foarte solide de viață de la care n-a abdicat niciodată. Nici în momentul în care Dumnezeu părea că îl împinge până la limită, momente în care nu mai avea resursele necesare și în care era probabil ispitit să apeleze într-o parte sau în alta după ajutor, George Müller a rămas fidel și credincios principiilor sale. George Müller a deschis 3 orfelinate pentru început, însă din pricina copiilor și a gălăgiei care s-a produs pe strada respectivă, a început să aibă probleme cu vecinii lui. A început să se creeze o tensiune acolo și mediul a devenit nefavorabil pentru el. Așa că a început să stea înaintea lui Dumnezeu. A considerat asta ca și o încercare severă. A început să strige către Dumnezeu și să se roage. Și în felul acesta, George Müller a ajuns să primească un răspuns de la Dumnezeu.
s-a uitat la el și a zis: Doamne Dumnezeule, nu am decât puțin bani, dar caut un teren unde să încep o construcție. A primit din partea lui Dumnezeu gândul acesta de a construi. Terenul care a vrut să-l cumpere se vindea cu 200 de lire un acru de pământ. După o noapte în rugăciune s-a dus din nou la negociere și proprietarul a cedat din preț și a scăzut prețul la 120 de lire pe acru. George Mueller a așteptat până când a avut toți banii. Se pare că acesta era unul dintre un alt principiu al lui când construia, să aștepte până când Dumnezeu îi trimite toate resursele. A așteptat până când Dumnezeu i-a trimis toți banii, a început lucrarea și după 2 ani de zile, în 1849, și-a deschis ușile orfelinatului pentru 300 de copii. În următorii 21 de ani a mai construit încă 4 orfelinate pe acest teren, denumit mai târziu ca zona Ashley Down. Aici el a avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Aș vrea să vă mai citesc încă câteva lucruri despre George Mueller. A cerut întotdeauna resursele necesare din partea lui Dumnezeu doar pentru situațiile în discuție. Nu a cerut pe termen lung. El întotdeauna se ruga pentru momentul următor. O situație destul de dificilă a fost într-o lună de noiembrie, de iarnă, când unul dintre boilerele de la orfelinate s-a stricat și nu avea nici banii necesari și nici resursele necesare ca să-l repare. Era în timp de iarnă și a stat înaintea lui Dumnezeu și pentru bani și pentru un timp prielnic ca să poată să fie oprită toată încălzirea din orfelinate și să înlocuiască acest boiler. Dumnezeu pentru 2 zile a schimbat inclusiv vremea, a trimis meseria și cei mai buni care au fost dispuși să lucreze suficient de mult ca să termină tot lucrul în timp și copiii să nu suferă pentru asta. O altă situație frecventă a fost în aceea când de multe ori nu aveau hrana necesară pentru copii. Și acum aș vrea să vă imaginați că era un număr de copii mare pe care trebuiau să-i hrănească și nu aveau resursele necesare pentru mâncare. Seara știau că pentru cealaltă zi dimineața nu au resursele necesare ca să pună de mâncare pentru câteva mii de copii. A îngenunchiat împreună cu un prieten de-a lui, s-au rugat și nici astăzi nu știe nimeni cum și ce s-a întâmplat, că în noaptea aceea Dumnezeu a trimis un om al lui care a adus resurse de hrană necesare și care ajungeau pentru o lună de zile. Mueller povestește cum, după ce a văzut lucrul acesta, a umblat în camera lui strigând și cântând și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântări pe care Dumnezeu i le-a dăruit. Aș vrea să vă prezint încă în final câteva aspecte legate de viața lui George Mueller. O să mai avem încă o emisiune tot cu el, dar în emisiunea cealaltă ne vom axa pe câteva elemente de teologie. Adică aș vrea acolo să discutăm despre felul în care George Mueller afla voia lui Dumnezeu, pentru că el ne-a lăsat câteva principii pe care le-a folosit, de care a uzat ca să poată descoperi voia lui Dumnezeu. Însă aș vrea acum să vedem câteva aspecte, din nou, generale despre George Mueller, dar principii ale lui. El spunea următorul lucru: am ridicat aceste orfelinate pentru că am vrut să demonstrez în societatea noastră că vremea minunilor nu s-a încheiat. Aș vrea să spun și ție, ești la o emisiune, Vocea Credinței. Dacă ai credință și dacă îți pui toată încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui, și dacă ești dispus să aștepți să-i auzi chemarea, să înțelegi planul, Dumnezeu te poate folosi și pe tine să facă lucruri mari. El spunea: am ridicat aceste clădiri și această lucrare cu scopul de a arăta într-o vreme în care oamenii nu mai credeau, într-o vreme în care, și acum vă rog frumos să rețineți, mulți dintre pastori nu mai știau cum să își întrețină clădirile și cum să-și câștige salariile,
Și George Mueller povestește cum oamenii din vremea aceea, pastorii și conducerile bisericilor au ajuns să pună o taxă pe locul pe care stătea în biserică și fiecare trebuia să-și plătească taxa ca să poată să se întrețină. George Mueller, în momentul în care ajungea în câte o biserică, a scos toată taxa asta, a dat-o la o parte și a spus trebuie să trăim și să umblăm prin credință. Cele 5 clădiri și miile de vieți schimbate acolo vorbesc despre un Dumnezeu viu. Dar poate cea mai mare dovadă este Mueller însuși, șarlatanul, înșelătorul, hoțul, care fura din buzunare și fura de la prietenii lui și de la tatăl său, cuceritorul de femei, centrat pe sine însuși, care ajunge să adune mii de copii, ajunge să primească resurse din mâna lui Dumnezeu, se pune la dispoziția lui Dumnezeu și ajunge să fie un model pentru generația lui și pentru generațiile care urmează. Așteptați lucruri mari de la Dumnezeu și lucruri mari se vor întâmpla, spune el. Nu sunt limite în ceea ce Dumnezeu este capabil să facă atunci când sunt oameni ai credinței. Laudă să fie aduse numelui său glorios. Laudă-l pentru toate lucrurile. Atenție, ascultă-mă, nu știu exact cu ce te-a binecuvântat Dumnezeu astăzi, dar George Mueller spune, l-am lăudat de multe ori când mi-a trimis 10 cenți și l-am lăudat și am cântat de bucurie pentru 60 de cenți. Acest om a înțeles că cele mai mărunte lucruri sunt darul lui Dumnezeu. Și pentru 60 de cenți merită să cânți o cântare de laudă și să aduci o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu. M-am încrezut în Domnul pentru un dolar și m-am încrezut în El pentru 1000 și niciodată nu am crezut în zadar. Întrebat dacă s-a gândit vreodată să economisească bani, să pună deoparte pentru el, George Mueller a răspuns, să economisesc pentru mine niciodată. Când primesc bani pentru folosul meu personal, îi dau mai departe lui Dumnezeu. Nu primesc asemenea daruri ca aparținându-mi mie. Ei, banii, aparțin lui, căruia îi aparțin și căruia îi slujesc. George Mueller s-a văzut pe el ca și un om care aparține lui Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu și credința lui a fost răsplătită de către el. Vocea credinței. Acolo unde ești, poți și tu fi o voce a credinței, o voce de care se folosește Dumnezeu pentru mărturia Evangheliei, pentru mărturia împărăției Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vă așteptăm la emisiunea următoare în care vom discuta despre câteva dintre principiile lui George Mueller, după care s-a orientat să afle voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze!